A trecut prin chinuri groaznice ca să rămână gravidă, iar acum, la început de primăvară, Raluca Drăgoi a primit cel mai frumos mărțișor. A aflat sexul bebelușului pe care îl poartă în pântec. Ne-a vorbit despre asta și despre cum decurge sarcina, dar și despre casa în care se va muta curând. Vei avea o fetiță. Voi avea o fetiță, sunt foarte fericită pentru că astăzi, în prima zi, a primit... O să fie undeva mai devreme, undeva pe 8 septembrie.